Iar acum ne aflăm la prima școală auto din Republica Moldova, unde nu este obligatoriu să înveți regulile de circulație, dar important să le simți. Unde fiecare instructor are minim 2 ani de pușcărie, unde centura de siguranță nu se cuplează pentru că amenda este foarte mică. Înainte de fiecare lecție practică, preotul sfințește mașinile. Școala noastră auto, examenele se dau la mână. Școala auto, noi avem drumurile noastre! Mă rog, Vasile! Nu vreau să te văd, dar să te aud nici atât. Dă-i drumul! Marș de aici! Tu poate nu m-ai cunoscut! Eu sunt Radu, tata lui Dan! Tu te joci cu mine? Cu mine nu te juca! Ascultă, eu am venit să-mi cer scuze pentru tot ce-a făcut fiorul meu, pentru tot ce s-a întâmplat, tăt. Păi, lasați-mă cu scuzele astea voastre. A rămas și fără casă, și fără mașină, și fără bani, cât și fără soție la casă. Gata, cu banii nu-s problemă! Eu înțeleg, dar cu mașina ce-ți fac? Cu mașina tot s-a rezolvat, pentru că eu am vorbit cu mătru, el e pe drum, el vine, el mă ating să aude, damu. Oh, dacă eu pe așa e nomarcă, încă n-am mărs, ai băieți. Băi, tu știi cum mătru tovării să-l vorim de torisuși. Ui, dar e serios agregatul ăsta lui cu mătru tău? Nu te joci, un cam. Vă înșăfuliet ceva sau ce așa e? Fii atent. Bună ziua. Eu sunt Anatol, cu mătru lui Radu și moșul Daniel. Noroc, eu-s Vasile. Bună ziua. Cu toată rușinea îmi cer scuze. Uite la mine în ochii când grăiești și mai ales că-ți ceri scuze. Uite la dânsul în ochi, cum a spus, cereți scuze de la om. Pentru ceea ce ai făcut și lucrurile care le-ai de dat, daily. Mă scuzați, eu am adus lucrurile care au ars mașina la trecut. Mulțumesc, dar duci-le pune în mașină și așteaptă-mă acolo 2 minute. Ai noroc de moșto și de tatto. Păi, bă, Vase, ești o bucată de aură, ești ca o pâine caldă. Da, aș denunțul povestit, sunteți un om de aur, chiar. Bă, eu înțeleg, nu știu ce vă povesti denunț, dar e tare greu să-l crezi cu dânsul. Ascultă mine. Financiar n-a și probleme. Ei îmi trebuie pur și simplu până la anul nou el să aibă permis. Din partea mea tot așa bun normal. Tot. Da, din partea mea mă hărești bună și. Eu o să încerc să fac tot ce stăm puterile mele. Dacă așa e de la, mă duc 2 minute, așteptați-mă. Mă duc să închid garaj. Să ne repiez, dar până la stație, dacă tot cu mașina. Bun, dar 2 minute să închid garajul și eu vin. Hai, te așteptăm. O, bravo, centura văd că e pusă, motorul e aprins, lunina tot, îmi place, totuși lecțiile mele dau roadă, băiete. Zătă-i cu maniocă, am un băiat ca o floare. Liniște! La mine lecții nimeni nu mă întrerupe. Car din calc, cuvântul ies afară. Pune-o într-a întâia și pornești. Bravo, știi că îmi place, îmi place de la o lecție la alta, văd că și gropile în șapul să le ocolești. Maladeț! Cu mătru, bravo! E crescut o nepoată ascultătoare și muștoare. Ilește, gura! Oprește! Oprește aici, ți-am spus! V-ați dat jos! Am ajuns la stație! V-ați dat jos, chiar am unul, vă uitați la mine! Eu am grăit liniște și în salona pe liniște! Tată, ai 200 de lei. 2 noroc de mine cu piesii moarte de om! Dacă nu degeaba vă laud la toți neamurile mele! Închide gura și nu te aud! Eu am să încerc să o scot amurși din glodul ăsta!
Uite la roata așa de urmă, dacă tot normal. Bă, Vasile. Și ui. Dar ai blocat roata, acolo ceva este de sub, trebuie de uitat și este. Cum blocat? Ia vin și sui. Ia de să mă uci acolo. Oile. Ie, 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 ie. Sună-ți-l, tatu, să scoată. Și blocat, băi, că nu văd nici că ești blocat. De urmă, de urmă, nu acolo. De urmă, de sub, de urmă la roat. Mă uit. Nu, mai urmă. Mai urmă la roat. Mai jos. Nu văd nică. Mai jos. Nu văd. Tu tu zi***, mă, te b***. Ia-ți mă fără, că era nu tine. Ia-ți mă fără. Așa-ți fac. Așa-ți fac. Vine coarte. Vine coarte. Gheorghe Vandis, școala auto. Zati privatnoi, da? Nu. No. 4-4. Sâmbătă, la ora 6:30.